Era pentru mine obsedant acest personaj, că din facultate, când citeam cu nesaț piesele lui Shakespeare și mă vedeam în toate personajele lui. El îi spune lui Antonio, acum vii să-mi cer bani tu, care până am mai scuipat, ai dat în mine cu piciorul ca într-un câine de pripas și ai făcut toate relele din lume, acum vrei și banii mei? Până la urmă, și aici vă jur că nu știu încă, habar nu am, pe unde să mă bag, pe unde să mă strecor, mai bine zis, în psihologia acestui personaj. Va să zic că el acceptă să-i dea banii fără dobândă, face ceva ce n-a făcut niciodată, dar cere un contract, cum e logic. Chiar dacă nu dai cu dobândă, trebuie să ai un contract, nu? Îți dau 10 lei, 1000 de lei, dar scrie că mi-dai înapoi. Că altfel nu mi-dai, cine știe. Dar zice, totuși, o dobândă trebuie să... Uite, dacă îmi dai banii la timpul cuvenit, e în regulă, la revedere. Dar dacă nu mi-i dai, eu ce să știu dacă nu-ți iau dobândă? Și aici mă gândesc, Doamne, ce să-i cer? Ce să-i cer? Să spune tu, adică să glumească. A, uite ce spune Domnul. Să-și cer așa o livră din carnea ta de bun creștin, tăiată după voie, ca să te răscumpe. Și mi-am blestemat zilele. Se apropia ora de începere, eram în cabină disperat, eram luarcă de transpirație, venea să plec, că nu puteam să mai joc ce jucam înainte. Nu, chiar nu se putea. Dar nu poți să lași, că sala era plină, să pleci tu din teatru, să lași publicul acolo, că este practic inadmisibil. Și atunci am ales calea cea mai simplă. Și am spus, eu spun numai textul, nu joc nimic. Mi-a spus, spun textul și gata. Și am intrat și fără să fiu ambalat în revoluția mea hamletiană, am început să spun textul. În momentul ăla, nu numai eu, și publicul s-a liniștit. A început să curgă frumusețea unui text care îngloba psihologie, dar în același timp avea și farmecul lui inedit al poeziei shakespeariene, încât la un moment dat devenea atemporal. Toate istoriile acestei piese, toată rezonanța de rezistență pe care a muncit, se pierduse și rămăsese în sine această frumusețe aburită a poeziei.